dragi concetățeni ai orașului meu de suflet Bacău, dragi conaționali, stimați invitați, am deosebită onoare să vă urez bine ați venit la cea de-a 7-a ediție a Festivalului de Teatru și Film Hayastan, organizat de Uniunea Armenilor din România, sucursala Bacău, sub egida centenarului Serghei Paragianu, având drept partener Primăria Municipiului Bacău, Inspectoratul Școlar Județean, Societatea Comercială Agroindustrială S.A. Bacău, Cotidianul Deșteptarea, Societatea Valhalla SRL Bacău, aici, și nu aici, în ultimul rând, TVR1 București, secția Alte Minorități, și s-au gândit să vă ofere 3 zile sărbătorești de muzică, teatru, film și voie bună. Veți avea ocazia să vă delectați ascultând muzica armenească, interpretată de Masis Unanian Band, Mona Malunuma, muzică clasică cu Marcian David și Ozana Calmuschi Zarea, recital de poezie cu Denisa Micheci Kevorkian și Valentin Braniște, să admirați grația ansamblurilor de dansuri armenești Vartavar, Hayakagak, Bazmazan, Shnavor și în pas de balet pe muzica lui Aram Haciaturian, ansamblul Colegiului Național de Artă George Apostu, coregraf Simona Baicu. Totodată, vă veți bucura pe durata desfășurării evenimentului de muzică tradițională moldovenească cu Vasilica Tătaru și dansuri cu ansambluri Plaiuri Băcăoane, dansuri țigănești cu ansamblul Baxtalo și dansuri grecești cu ansamblul Agoria. Pentru ca acest festin cultural să fie desăvârșit, veți fi încântați să urmăriți piese de teatru și filme, având ca protagoniști actorii și regizorii Armilei Bozganian, Denisa și Florin Micheș-Chevorkian, Valentin Braniște, Alina Neagu, Grațiela Ștefan, Ana Maria Bălescu și Sorin Misilianțu. Și în mod special vă invităm să vizitați standurile și atelierele interactive de carte și revistă, bijuterii, produse din piele, cafea la nisip, pictură și caligrafie armeană. În continuare, țin să mulțumesc conaționalilor noștri din București, Cluj, Craiova, Constanța, Dumbrăveni, Gherla, Iași, Pitești, Timișoara, Tulcea pentru implicare în organizarea acestui eveniment. 3 zile de spectacol total pentru semenii noștri pe care îi respectăm și îi iubim. Vă urăm vizionare plăcută!